Salut! Eu sunt Silvia, una din cele peste 1600 de polițiste din Republica Moldova. Astăzi vreau să prezint istoria mea din spatele profesiei pe care am ales-o. O istorie trăită la maxim, care mi-aduce multe împliniri. În primul rând, pentru că știu că astfel pot să contribui la o societate mai sigură pentru fiecare dintre noi. Recunosc, nu am visat să devin polițistă. Însă din ziua în care am intrat în această familie, inițial în calitate de cursantă a colegiului de poliție, am simțit că este pentru totdeauna. M-a motivat și faptul că am fost în prima promoție de fete la colegiu. Aflându-mă atâta timp printre bărbații polițiști, m-am convins că în spatele durității specifice profesiei, ei sunt de fapt calzi, omenoși și săritori la nevoie. Au trecut cam 20 de ani de atunci, mai mult de jumătate din viața mea. Perioada care, la fel ca fiecăruia dintre noi, a avut urcușuri și coborâșuri, bucurii și clipe mai puțin fericite, mândrie și dezamăgiri, însă pe zi ce trece, sunt tot mai sigură că am ales corect. Mă bucur că nu am luat în seamă miturile din societate despre femeile din poliție, precum că nu ar avea curaj, că nu sunt rezistente, că nu și-au locul în sistem. Sunt mândră că am rezistat și sunt tot mai sigură că am meritat. În tot acest timp am avut mai multe funcții. Am lucrat ca subofițer de patrulare, ceea ce presupune multă interacțiune cu oamenii. Ulterior, am fost ofițer de urmărire penală, adică documentam infracțiuni. Acum sunt responsabilă de comunicarea poliției cu mass media. Alături de colegele mele, furnizăm informații despre activitatea poliției. Zilnic, comunicăm cu colegii din teritoriu și jurnaliști, astfel încât cetățenii să primească informații veridice. De fapt, cred cu adevărat că pilonul de bază al activității polițienești este comunicarea. Iar noi, femeile, suntem nu doar binevenite, dar indispensabile. În perioada activității am avut situații în care, prin comunicare și sfaturi, am reușit să previn săvârșirea unor infracțiuni. Îmi aduc aminte că mai mulți ani în urmă, o femeie a fost reținută pentru furturi din buzunare. Am vorbit cu ea și am aflat că soțul o șantaja că îi va lua copilul dacă nu fură și nu aduce bani acasă. Deși femeia a fost sancționată, am reușit să o conving să nu revină la activitatea sa ilegală. Nu-ți voi deschide acum toate parantezele, dar sunt sigură că în curând, când vom forma o echipă, îți voi destăinui mai multe secrete, care te vor convinge cât de importante suntem noi femeile din poliție. Te-am provocat? Perfect! Ești absolventă de liceu în căutarea unei facultăți? Ia în calcul oferta Academiei de Poliție Ștefan cel Mare. Ai absolvit deja o facultate? Ni te poți alătura consultând rubrica funcții vacante pe pagina poliția.md sau pur și simplu adresându-te la inspectoratul de poliție din localitatea ta. În 2016, poliția și-a asumat ca angajament de a crește numărul femeilor în poliție. Dacă atunci, în 2016, eram doar 14% de femei în poliție, acum, la sfârșitul anului 2020, suntem circa 21%. Am reușit, pe parcursul a 4 ani, să creștem numărul femeilor în poliție cu 50%. Nu a fost un drum ușor, dar am avut persoane care ne-au ajutat. Am avut polițiste care au crezut că este necesar de a crește numărul femeilor în poliție. Am avut un grup de inițiativă care a fost alături de noi, și anume Asociația Femeilor din Poliție. În 2017, la inițiativa unui grup de femei, am creat Asociația Femeilor din Poliție ca organizație non-guvernamentală cu acte în regulă. Dacă atunci, în 2017, eram doar 3-4 membri, acum suntem circa 320 de membri, reprezentante practic din toate subdiviziunile poliției. Printre obiectivele Asociației Femeilor în Poliție se numără promovarea egalității de gen și integrarea dimensiunii de gen în procesele pe care au loc, creșterea numărului femeilor în poliție, consolidarea capacităților femeilor în poliție, susținerea și identificarea problemelor în activitatea de serviciu. Ne dorim mai multe femei în poliție. De ce? Pentru că femeile sunt la fel de competente, sunt la fel de rezistente moral și fizic, reduc imaginea poliției ca o structură de forță violentă, sunt capabile să asigure o mai bună comunicare cu societatea.
În același timp, nu pot să nu te avertizez că această profesie necesită și multă dăruire de sine. Ore lucrate în afara programului, nopți nedormite, concentrare maximă. În schimb, satisfacția rezultatului obținut, plăcerea de a-ți vedea cu proprii ochi utilitatea pentru societate, mulțumirea din privirile oamenilor, merită tot efortul, te asigur. Suntem o familie mare și te așteptăm să faci parte din ea. Singurele condiții sunt dorința de implicare și de a fi utilă societății, iar pentru celelalte mici detalii suntem noi aici, Asociația Femeilor din Poliție. Nu toate femeile care activează în poliție sunt purtătoare de uniformă și epoliți. Avem o categorie de femei care sunt funcționare publice, care sunt alături de noi în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Și noi, ca Asociația Femeilor din Poliție, reprezentăm și interesele acestor femei. Dacă mai stai la dubii, urmărește-ne și în continuare. Îți vom prezenta exemple frumoase de femei care au reușit și au înregistrat succese minunate într-o lume considerată până recent ca fiind doar a bărbaților. Să trăiți! Acest produs este realizat în cadrul proiectului New Media Incubator, o inițiativă a Fundației Soros Moldova. Punctul de vedere al autorului nu coincide neapărat cu opinia Fundației Soros Moldova. Autorul este responsabil pentru corectitudinea celor expuse.